Assalamu alaikum wa wabarakatuh, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam rasulillah, sallallahu alaihi Episodul trecut am vorbit despre rugăciune, sura al-Fatia trebuie recitată în limba arabă, am spus, dar trebuie înțelesă, trebuie să înțelegi ce spui și am dat evidența că de ce trebuie și de ce a spus Proiectul Sallam despre Hoșu și aici arată dovadă că trebuie să simți rugăciunea, numai că câteodată te uiți la musulman cum se roagă și unii musulmani din greșeală se roagă foarte greșit numai ca mișcare. Și de-aia profetul sau s.a.s. când a venit un om și l-a văzut cum s-a rugat, l-a întors înapoi de trei ori, i a spus, întoarce-te, roagă-te că nu te-a rugat. Întoarce-te, roagă-te că nu te-a rugat de trei ori. Pentru că nu se ruga bine, numai mișcări, numai mișcări. Și după aia a explicat ce te să facă, să simtă, cum te să stea, nu numai mișcări numai, că ai să facem, nu. Pentru că aceste lucruri, când te uiți la ele, parcă nici nu este intenție, nu este dragoste, nu este conexie. Nu este foarte important să avem această conexie cu Allah, Subhanahu Taala în sala. De aia această sala, această rugăciune, este conexia noastră zilnică cu Creatorul nostru, spovedirea și așa. Bun, A, cum am spus... Unii m-au întrebat că de ce trebuie să o spunem limba arabă. Pentru că în limba arabă Coranul a fost revelat la profetul Muhammad S.A.S. pentru a proteja acest mesaj. Traducerile celorlalte religii dinainte au fost schimbate cu traducerea, traducerea, traducere, a schimbat sensul, a schimbat teologia, a schimbat și pe Dumnezeu, subhanallah. Înțelegeți? Dar din punct de vedere al Arabei, așa a fost. Allah subhanahu a spus că a revelat acest Coran în limba arabă, ca să protejeze, ca oamenii să înțeleagă. Și de-aia noi când învățăm și încercăm și ne dăm silința să protejăm acest lucru, să fie în limba arabă, noi suntem dintre cei pașnici, cei care sunt pașnici a aceste, acestui Coran și acestui mesaj. Cum am spus, sura al să fie în arabă rugăciunile sau zi, ce se spune alt al ala, Al adim astea sunt foarte ușoare, se pot spune în limba arabă. Ce e important aici, aș spune unii învățați, pentru mai ales, pentru noi musulmani, pentru cei care nu sunt arabi, când faci sujud, când îți pui capul la pământ, acesta este cel mai aproape loc care te poți să fi spre Allah wa tale, cum se potrivește lui. Și aici este foarte important să înțelegem acest lucru pentru că profetul nostru m-a spus să întrebați ce vreți din inimă. Aici este o convorbire între tine și Allah subhanahu Dumnezeu și spui Allah așa așa în limba ta, în limba românește, în ce limbă simți tu din inimă că te poți conecta și simți să plângi, să-ți iasă lacrimile din tine frate și soră. Inima să-ți o să-ți o pui în fața la Allah subhanele tale și să-ți mărturisești păcatele numai între tine și ala. Orice ai în inima ta, frate și soră, orice este în această inimă, poți să-i spui la los subhanele Și vei vedea cum te simți când îți scoți capul de la pământ și te ridici sus. Vei vedea cum ți se va simți această inimă. Nimeni nu poate să spună că nu va avea conexie, nu va simți rugăciunea când va face acest lucru. De asta este foarte important, fraților și soră, să înțelegem, să, să, să învățăm această rugăciune. Cum a spus profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dacă este un om care are un râu în spatele casei și se face baie de 5 ori pe zi, ar fi vreo urmă de Burdărie pe el? Au spus ucenicii, nu, iar Rasulullah. Înseamnă așa la fi, va fi și ca omul care face cele 5 rugăciuni. Cele 5 rugăciuni îs obligatorii, la timpuri obligatorii. Dar un musulman se poate ruga peste aceste 5 foarte multe se numesc nauafel sau Sunnă și pot să te rogi mai mult. Nu este bine, aici să facem, să spunem, nu este bine să te rogi când soarele răsare, pentru că cei care slujeau soarele făceau acest lucru. Nu este bine să te rogi chiar după ce te-a rugat salatul asăr, dacă te-a rugat să mai te rogi după aia, acest lucru nu este recomandat. Chiar când apune soarele, chiar atunci, din nou, este ceva care nu este așa de bine. Deci aceste lucruri sunt importante de ținut în minte, dar în rest se poate ruga omul, alhamdulillah, cât când simte, oricând poate să, dea două unități de rugăciune din inimă sau să pună în genunchi să facă dua, să roage la Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakum la khair, wassalamu